Doamnelor și domnilor, știm foarte bine că Uniunea Europeană, în momentul în care ea a fost concepută, a fost concepută pe baza unor valori comune, și anume libertate, democrație, adevăr, demnitate, solidaritate și responsabilitate. După toată perioada de formare a Uniunii Europene, toate aceste valori au prins glas în democrație, în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în care se specifică în mod evident faptul că la baza drepturilor se regăsește demnitatea umană, care din punctul meu de vedere începe în momentul conceperii. Oare drepturile copilului nenăscut, libertatea și demnitatea acestuia nu reprezintă o prioritate pentru țările europene? Ființa umană încă nenăscută, în plină formare și privată de glas, nu are dreptul de a se apăra și nici nu este protejată, decât în foarte puține cazuri, de formele legislative ale țărilor europene. Până unde autonomia individuală și libertatea de a o încălca pe aceluilalt? Copilul reprezintă atât darul lui Dumnezeu, cât și viitorul cetățean al Uniunii Europene. Familia reprezintă elementul fundamental ce se află la baza societății, cât și primul nucleu în cadrul căruia cetățeanul se va forma și își va înșuși valorile societății europene. Până unde garantează societatea europeană drepturile cetățenilor ei încă nenăscuți? Protejarea copiilor nenăscuți și garantarea drepturilor acestora la viață nu contravine drepturilor femeii, din contra, femeia și copilul trebuie priviți ca un tot unitar. Din punct de vedere creștin, e o certitudine că persoana există încă din momentul procreierii și chiar mai dinainte, dacă ne raportăm la intenția lui Dumnezeu. Știința de astăzi sublinează faptul că programul genetic al individului se constituie chiar în momentul fuziunii celor două celule parentale. E suficient să privim cu puțină dragoste chipul unui copil să ne dăm seama că acesta nu aparține nici mamei și nici tatălui. Este altcineva. Este unic din prima secundă a procreierii. Așadar, este responsabilitatea noastră să clădim un viitor al comunității europene care să aibă ca punct de plecare valorile vieții, iar celebrarea acestora să nu reprezinte doar un punct de vedere al anumitor facțiuni, ci o valoare fundamentală. Opriți cel mai plorific criminal al lumii, avortul.